Echipa de volei juniori a clubului sportiv școlar din Nicu Golescu din Câmpulung a disputat duminică dimineața ultimul meci din actualul sezon. Mușceleni au primit vizita formației Dinamo București, iar meciul a fost unul de-a dreptul spectaculos. Elevii profesorului Viorel Caramele au condus cu 1 la 0 și 2 la 1 la seturi, 25 la 22, 25 la 19 dar de fiecare dată s-au văzut egalați 20 la 25, 22 la 25. Setul decisiv a fost însă la discreția dinamoviștilor care s-au impus categoric 15 la 2, adjudecându-și astfel victoria, scor 3 la 2. După opt înfrângeri în cele opt meciuri disputate, CSS Dinicu Golescu încheie grupa B pe ultimul loc și părăsește competiția. De altfel, dintre echipele de volei înscrise în acest sezon în campionat, doar CSS Dinicu Golescu Speranțe, profesor antrenor Raluca Moisescu Nedelcu, a reușit să se califice pentru faza a doua a campionatului.